blana asta de urs aici? Ce pui acum? Ce blana mea, domnul Berti, nu mai pot să o pot. Cam și gărit, așa da, cam... Da, păi sfârșită, îi faci ca pe redată și... Da? Dar nu asta mă doare să mai tare, mai fac eu vreo două mă, sper nu mai să geam. Așa și văd cum ești. Dar și mă doare să mai tare? Ce te doare? Nu mai pot să merg la prăsoare. Dați întâi să vă prezint publicului, să știe cine sunteți. Da, tare om bun să te întotdeauna. Știu, știu asta, știu și avem aici pe Mamaia Munților, avem pe Moașa Martină, deci... aplauze! Doamna Mamaia! Dar care e problema dumneavoastră? Cum ne-a fost de bune cu domnul Bule? Dar ce s-a întâmplat? Dumneata știi să pui reflectoare ca frumos, așa să fim pe lumea frumoasă. Domnul Bule, tare om bun! Ia, da. Acum mai bine? Domnul Pepe, hai să luăm la așa. Hai să zic. Eu m-am dus la fața. Nu mai pot, după bătrână, nu știu. Și m-am dus în curent și aia. Pare. Și m-am concentrat, și m-am concentrat. Cum sunt, să mă hrănesc, că te-ai zinat. Toată viața asta ea mă. Și m-am gândit, dacă ce, cine o să uite de dinăreț, este un om. Mă, dacă e om, că se și mâncare la el. Așa ce? Și am luat-o, trebuie văzut așa, cărare. Să aman, atunci domnul Oli avea și concurs. Bă, și dă-i supereală, dă-i supereală. E în două labii, eu v-am clar, e în două labii, eu v-am clar. Tot am turbia două minute și cred, nici din mâncare acolo, nici din toată lumea să pleca. M-am gândit, bă, dacă nu găsesc din mâncare, înseamnă că ăștia au mâncat prăs și nu au venit la corp. Ia scobor la corp, dar spun, eram atât de hămesând, și atât, nu mai puteam, nu puteam din mine. Și m-am luat și-o după niște moldoveni. Cum te-ai prins? Vorbea cu pic. Pic cu 3,14, cu ce? Da, domnul Pepe, vorbea cu pic, pic. Vreau cu jetul, cu ferești ce moarte. Domnul Pepe, și m-am dus, oameni ce? Și m-am dus, și m-am dus, și m-am dus. Nu s-a vrut, n-am mai ajuns. Dar ce sunt? Ce se întâmplă? Și nu pot să arăt la telespectatorii dumneavoastră, pot să arăt și filmul. Ok, haideți să ne uităm pe filmul ăsta pe YouTube. Doamne, și oameni, am umblat în zăși corturi mică, n-am găsit. Cred că a fost pânturarița ăia, fiind de parte. Brașovul, 200 și pe alea așa cât trebuie. Dar miroasa pește. Miroasa pește! La urși? Urși, că de mine nu s-a mai speriat un urs tânăr. Thank you.
fost la mâncare. Am fost ceva de ghidat în Austria. Mai smerea așa, lumea mai smerea. Ți-am zis poate că grosă din asta. Mă deghidat așa. Adică voi mâncați din grupa mea. Așa, nu? Nu, băieți, nu scăpați așa. Eu mă duc la domnul Oli și îi spun ce intrușa are aici. Nu vreau să iasă cu unul așa. Da, dar cum e? Hei, alo! Am fost eu. Zic că nu fă treaba. Ia e spuiță. Aha. Doi spuiți. Am trebuit să spun. Nu, nu merg. Nu merg. Eu mă leg că duc la domnul Oli. Asta doamna Cornelia mi-a trimis, dar mai bine a zis, dar mi s-a spus și mai bine și mi-a zis, dar și mi-a zis, mai tare! I-am zis că sunt bani vârstă de distruit. Dumneata, dacă mulți știe pe așa cum ești, da? Bine, așa, așa? Dacă mă pun pe lumină bună, vreau să da, las mii la bătani cât mai mult de acolo. O să limităm pe domnul Oli să-l scoși. Ce m-a calculat cel timp la traseu. Eu mai venit să-l fac față de mine. Nu mă plictisesc oricum. Înaintea dumneavoastră a fost carci, așa vorbită la o jumătate oră. Nu credeți să vă